Vorbesc românește. Eu vorbesc românește, e clar, mă auziți, dar și ei vorbesc românește. Copiii care trăiesc departe de România, grație unor părinți care își doresc ca fiii și fiicele lor, poate născuți chiar peste Atlantic, în Canada, căci la aia ne referim, să prețuiască apartenența la cultura română, limbă, tradiții, obiceiuri. Ideea de a constitui o școală de limba română în Oakville s-a înfiripat în 2010 pentru ca 6 ani mai târziu să se constituie formal în asociația non-profit Vorbesc Românește. De la primul gând la cele mai recente fapte, un drum pe care îl parcurgem împreună cu doamna Oana Dragalin, inițiatoarea școlii. Bun venit pe frecvențele Radio România Internațional, doamna Dragalin. Vă mulțumesc pentru invitație. În ce context ați început demersurile pentru școala din Oakville? De ce ați ținut să le oferiți copiilor posibilitatea de a vorbi românește? Și cred că a vorbi românește este aici ceva mai complex. Înseamnă și a gândi puțin românește și a simți puțin românește. Deși suntem departe de țară, noi încă gândim și simțim românește și dorim ca și viitoarea generație să nu uite de unde venim, să-și păstreze identitatea. Este ceva firesc aici în Canada, într-o țară multiculturală, unde fiecare este încurajat să-și păstreze cultura. Ar fi păcat să nu încercăm să transmitem și copiilor noștri. Cultura noastră, avem o multitudine de obiceiuri, de tradiții atât de frumoase pe care le pot învăța, păstra, iubi și despre care pot vorbi prietenilor lor de aici, de a face România cunoscută și aici în Canada. Este o idee însă această școală românească pornită dintr-o constatare personală, ca să nu-i spun chiar nevoie personală, a dumneavoastră ca mamă. Da, am 3 copii, dintre care 2 născuți în România, care știu să vorbească, și am o fetiță născută aici, care, fiind mai puțin expusă la limba română, adică numai în casă, la limbajul de bucătărie mai mult, am observat că e foarte greu să comunic cu ea în limba română, e greu să-i citesc o poveste, pentru că într-o propoziție de 7 cuvinte, doar 2 le înțelegea. Este întâi o frustrare și apoi o determinare de a reuși totuși să nu te dai bătut și de a merge mai departe. Și una dintre modalitățile de a face acest lucru, m-am gândit că este de a-l expune, de a o aduce într-un cadru mai organizat, unde să se întâlnească cu alți copii români, să înțeleagă că aparține unui grup mai mare, nu este singur aici, deci există mulți copii la fel ca ea și atunci va vedea sensul de a-și învăța limba. Deci este cumva clasa a șasea, al șaselea an? Termină clasa a șaptea, n-a lipsit la nicio oră de limba română sau orice altă activitate pe care am organizat-o, este și cobaiul meu. Așa am progresat, să zic eu, în a pregăti materialele, deci pe ea le încercam, vedeam ce merge, ce nu merge, pentru că copiii de aici trăiesc într-un mediu total diferit. Școala este diferită și nu este practic să folosești metodele prin care eu am învățat acasă în școala românească. Poate și asta a contribuit la ceea ce fac, pentru că am simțit că aș fi putut învăța mult mai mult, dar cred că metodele cu pedepsele și cu strigătele și cu notele proaste nu au efectul scontat. Deci este o cultură română învățată pe stil canadian, oricum. Canadian, da, da. Mai mult aplicată, mai mult, de exemplu, istoria ca o poveste. Nu atât istoria cu memorarea datelor, dar explicarea într-un cadru mai larg, raportarea la alte culturi. E o învățare prin joacă mult mai plăcută, aș zice. Așadar, limba română, matematică, anume ce alte cursuri mai învață elevii și câți elevi sunt? Aproximativ 80 de copii împărțiți în 4 clase. Deci cursurile de limba română sunt de obicei 2 ore jumate în fiecare sâmbătă și prin organizația Vorbesc Românește, pe care am fondat-o împreună cu Mihaela și Octavian Năstase și soțul meu Andrei Dragalin, am încercat să extindem programul, pentru că 2 ore jumate nu sunt de ajuns pentru a clădi ceva. Și atunci oferim în continuare cursuri de foarte mare succes, se bucură cursurile de cusături tradiționale românești. Deci copiii vin cu mare drag, părinții vin și ei și mai iau parte. Concertele de colinde, de fiecare Crăciun le oferim în cadrul școlii și apoi mergem la o biserică și copiii cântă și acolo. Ce le place foarte mult de la clasă, să punem în scenă piese românești, de exemplu, Amintirile din copilăria lui Creangă, Fata Babei și Fata Moșneagului, deci le place foarte mult să joace. Am creat o mică bibliotecă cu cărți românești nou publicate, pentru că acești copii să aibă posibilitatea să citească românește. Mult mai ușor este cu cărțile publicate recent, pentru că au imagini și este mai ușor de urmărit și de învățat. Cu acestea avem un pic de probleme, că e mai greu să le aducem din România. Dar găsim modalități. Și aveți și planuri de dezvoltare? Planuri sunt, însă, pentru ca fiecare copil să aibă acces, pentru că nu toți părinții au posibilitatea de a plăti, încercăm să le oferim la un cost cât mai mic sau gratuit. Și atunci apelăm la sponsor din comunitatea română sau comunitatea canadiană locală și dorim să ne extindem, de exemplu, acest număr de 4 clase. Avem copii între 4 și 14 ani care nu numai că vârsta lor diferă, dar diferă nivelul la care sunt ei la limba română. Faceți grupele mai mici pentru a le adapta nivelului fiecăruia, practic. Da.
Da, da. Procesul s-a mai cooperat cu Biroul pentru Relații cu Diaspora al Republicii Moldova. Prin intermediul lor am reușit să obținem 12 costume populare românești pe care le folosim intensiv la toate sărbările, cum am spus, să punem în scenă piese românești și ai nevoie de costume populare sau când facem sărbătoarea ei, copiilor le place să se îmbrace în aceste costume. Și am primit, cum am spus, o a patra grupă care am făcut-o mai mică, mai pentru începători, datorită grantului acestuia. Și mai colaborați cu Organizația Internațională a Muncii și cu școlile românești din Amsterdam și din Ottawa. Da, încercăm să ținem legătura cu toți cei care trec prin aceleași probleme ca noi, pentru că prin împărtășirea dificultăților, dar și a rezultatelor pe care le avem, învățăm unii de la alții. E o învățare constantă pentru a putea oferi cât mai multe și mai bune copiilor. Doamna Oana Dragalin, vă dorim și le dorim copiilor să învețe cât mai multe lucruri frumoase despre România și spunem la mulți ani tuturor membrilor Asociației Vorbesc Românește. Mulțumesc mult! La mulți ani tuturor românilor!